Marca comercială a anului 2019, nominalizarea, implementarea standardelor de integritate în sectorul privat. Categoria, întreprinderi mici. Marca comercială Locmera. Locmera SRL, trofeul integrității. Director, Nicolae Iasâbaș. Marca comercială Rapida SIG. MGB Broker SRL, diplomă. Șef birou asigurări Alina Roșca. Marca comercială Bianti. Gospodăria țărănească Y Group, diplomă. Conducător Igor Golban. Marca comercială Agrobusiness. Jaman SRL, diplomă. Director Sergiu Jaman. Marca comercială Ronzi. Art Proeco SRL, diplomă. Director Angela Sobol. Categoria întreprinderi mijlocii. Marca comercială Coca-Cola. Coca-Cola în butiliere Chișinău SRL, trofeul integrității. Manager de țară Serghei Hovelean. Categoria întreprinderi mari. Marca comercială Fincom Bank. Banca de finanțe și comerț SA, trofeul integrității. Președintele interimar al comitetului de conducere Fincom Bank, Dana Scripnic. Marca comercială Orange. Întreprinderea mixtă Orange SA, trofeul integrității. Directorul departamentului financiar prin cumul, ofițer de conformitate Orange, Ivan Ridard. Marca comercială Moldcell. Întreprinderea mixtă Moldcell SA, trofeul integrității. Director comunicare Irina Strejescu. Marca comercială Victoria Bank. Banca comercială Victoria Bank SA, trofeul integrității. Vicepreședinte Vasile Donica. Marca comercială Kaufland. Kaufland SRL, diplomă. Administratori Marco Hiosel, Dona Răpciugă, Sergiu Fală, Marius Pană. Marca comercială Sandra. Sandriliona SRL, diplomă. Director comercial Denis Bumacov. Să reușești e una, dar să menții succesul e altceva. O afacere de succes se clădește cu multă migală, inspirație și răbdare. Pentru că în business nimic nu apare din senin, iar încrederea se câștigă treptat, de la scară mică până la marea popularitate. Doamna Dima Al-Khatib, reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova. Hello everyone, distinguished guests, partners and participants. It's my pleasure to take part in the Moldovan Business Gala organized by the Chamber of Commerce and Industry to award the winners of the Trademark of the Year contest. This year, for the first time, the private companies had the opportunity to compete for a Business Integrity Award, a joint initiative of the United Nations Development Programme and the National Anti-Corruption Centre. Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that affects both public and private sectors in all countries. Preventing and combating corruption requires a comprehensive and a multidisciplinary approach involving all members of society: government, the private sector, civil society, organizations and the general public. Every year, $1 trillion is paid in bribes, with an estimated 2.6 trillion are stolen annually through corruption, a sum that is equivalent to more than 5% of the global GDP. And according to UNDP, the funds lost to corruption in developing countries are estimated 10 times of the amount of the official development assistance. And these figures, they become even much more important as the world struggles to fight COVID-19 pandemic and its social and economic impact, especially on the poorer countries. So tackling corruption has been recognized by the international community as a key precondition for ensuring sustainable development, maintaining the security of the society, protecting human rights, reducing poverty, protecting the environment for future generations. And the SDGs, specifically SDG 16, on peace, justice, and strong institutions of the Global Development Agenda 2030,
calls for a substantial reduction of the corruption and bribery in all their forms by 2030. Developing effective, accountable and transparent institutions at all levels and ensuring responsive, inclusive, participatory and representative decision-makings at all levels. Private sector plays a crucial role in curbing corruption. By adopting a zero-tolerance attitude towards corruption, it can promote fair competition, put in place policies to promote a fair and just business environment, and a transparent and honest interaction with public sector, thus to support sustainable development and economic growth. With this Business Integrity Award, we want to encourage innovative initiatives and examples of positive action and leadership in promoting integrity in business. Applying the integrity standards and strong corruption prevention mechanisms can be more efficient and less costly than fighting the consequences of corruption for both the private and the public entities. The United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, the world's only global legal instrument against corruption, requires the state parties to take the necessary measures to strengthen the prevention and fight against corruption in the private sector. Besides the requirement to provide penalties for failure to comply with anti-corruption measures, the convention also provides for promotion and use of good commercial practices by businesses in the contractual relations of businesses with the state. We believe that Business Integrity Award is an important step towards promoting good practices and raising integrity standards among businesses in the Republic of Moldova. This initiative relies on the shift of the integrity policies from the focus on the deterrence and enforcement towards promoting values-based decision and foster greater trust. This resonates with the recently enforced anti-corruption policies in the Republic of Moldova, such as the Integrity Law and the National Integrity and Anti-Corruption Strategy 2017-2020. The documents provide for a paradigm shift from fighting corruption to setting and strengthening robust integrity systems and introduce private sector as an important pillar in the national integrity system. I want to thank the nominees for your interest in building an integrity climate in your companies and thus for contributing to strengthening the integrity system in Moldova. We believe that an honest business is a prosperous business and that success cannot be purchased. Those who choose legal and honest paths in business must be encouraged and supported in all ways. UNDP, together with the National Anti-Corruption Center, aims to encourage the business building genuine integrity systems to ensure compliance with the integrity standards and show the whole country that success goes hand in hand with integrity. Let me conclude by thanking the Chamber of Commerce in partnership with us and the National Anti-Corruption Center for organizing this competition and being open to promoting inclusiveness and innovation in preventing corruption. I am sure that this partnership will result in greater sustainability of the integrity system in Moldova. I do wish to reiterate our strong engagement to continue our support to Moldova in its commitment to prevent corruption, strengthen the rule of law, integrity, transparency, and accountability of governance at all levels. Thank you very much. Una dintre calitățile oamenilor de afaceri care s-au bucurat de succes este disponibilitatea continuă de a munci. Însă nu numai dedicarea prin muncă îl conduce pe un businessman prosper pe drumul cel bun, ci și dorința de a nu fi învins, de a nu întâlni eșecul. Domnul Ruslan Flocea, director al Centrului Național Anticorupție. Anul acesta, în premieră, Centrul Național Anticorupție, în comun cu Camera de Comerț și Industrie, a lansat o nouă nominalizare în cadrul concursului Marca Comercială a anului 2019. Nominalizarea este intitulată Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat și are ca scop încurajarea companiilor private care implementează standardele de integritate, identifică și gestionează riscurile de corupție în activitatea lor și pun în aplicare proceduri eficiente anticorupție. Sectorul privat, conform Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție și a legislației naționale în domeniul integrității,
reprezintă unul din pilonii de bază ai Sistemului Național de Integritate și un aliat forte în prevenirea corupției. Drept urmare, prin acordarea acestui premiu, ne-am propus să stimulăm mediul de afaceri care se conformează politicilor anticorupție și să promovăm bunile practici pentru companiile private care doresc să implementeze standardele de integritate. Premiul pentru integritate în afaceri vine să sprijine businessul onest și să fortifice componenta de integritate în sectorul privat. De asemenea, să contribuie la un mediu de afaceri concurențial, corect, bazat pe standarde de integritate, transparență și profesionalism în interacțiunea cu sectorul public. Centrul și în continuare își va consolida și intensifica eforturile prin politici și acțiuni anticorupție în scopul creșterii gradului de cultură a integrității în sectorul privat. Concursul a fost organizat cu sprijinul proiectului PNUD, Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Pe această cale, țin să mulțumesc reprezentanților PNUD Moldova pentru suportul în vederea organizării și desfășurării concursului Premiului Integrității.